25 de zile de campanie electorală pentru alegerile locale din 5 iunie, așadar, numărătoarea inversă a început. Mai sunt doar 6 zile până când România merge la urne. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la o nouă ediție Audiența. Așadar, șirul emisiunilor electorale continuă. Astăzi seară, timp de 30 de minute, veți fi față în față la început, în prima parte a emisiunii Audiența, față în față cu platforma electorală a partidului Mișcarea Liberală, pe care o vor expune astăzi seară aici domnii Paul Ciprian Ioanițescu. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Bine ați venit în platoul TV Giurgiu. De asemenea, Marius Ghina. Bună seara, domnule Ghina! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor. Telespectatorilor giurgiuvenilor vă adresați. Cei doi invitați sunt pe lista consilierilor locali ai partidului Mișcarea Liberală. Așa cum se cuvine la începutul emisiunii, așa cum v-am obișnuit, mai ales că cei doi invitați nu au mai fost în platoul TV Giurgiu, i-aș ruga să se prezinte. Domnule Ioanițescu, cine sunteți dumneavoastră? Bună seara din nou! Eu sunt un tânăr al municipiului Giurgiu, economist de meserie, activez în cadrul unei multinaționale în domeniul economic, asigurări mai special, conduc acolo departamentul de vânzări, mulți mă știu pentru că au avut contact cu mine, au avut nevoie de serviciile pe care eu le prestez. Faptul că lucrez într-o multinațională cred că m-a făcut să conștientizez că munca este valoroasă și prin ea poți avea și rezultate. Altceva, din punct de vedere politic, nu am mai fost implicat până acum și am simțit că este momentul că trebuie făcut ceva, ceva schimbat la sistemul existent până în momentul de față. Și sper ca mulți tineri, asemenea nouă, să ne urmeze exemplu, să se ridice în picioare în momentul în care simt că ceva este în neregulă. Au și drepturi, nu numai și obligații ca cetățeni. Domnule Ghina, de asemenea, vă rog să vă faceți o scurtă autobiografie. Mulțumesc frumos, încă o dată bună seara. Numele meu este Marius Ghina, economist de profesie, giurgiuvean de asemenea, născut, crescut în Giurgiu, căsătorit, 39 de ani, un copil de 11 ani. Am terminat cursurile liceului Maiorescu, apoi Facultatea de Management a Afacerilor, apoi un master în administrație publică europeană. Spre deosebire de colegul meu, eu am făcut politică într-o bună perioadă de timp. Am început să... Primul meu loc de muncă a fost la zona liberă Giurgiu, încă de când s-au pus bazele zonei libere, și mi-amintesc cu plăcere momentele în care practic construiam ceva ce nu se știa cu siguranță că va fi atât de înfloritor. Timpul și experiența ne-a arătat că lucrurile pot merge în direcția bună în momentul în care oamenii se implică și fac tot ce le stă în puteri pentru a face lucrurile să meargă. O bună perioadă de timp am activat în zona liberă, după care am făcut câțiva pași și am început să experimentez și mediul privat. De atunci sunt în mediul privat, conduc câteva afaceri pe care nu le promovez acum pentru că știu că nu avem voie. Dar cu ocazia acestui lucru am luat contact și cu realitățile din societate și am văzut cât de greu este atât pentru o firmă să poată oferi locuri de muncă, cât și pentru oameni să-și găsească locurile de muncă. Dar pe subiectul ăsta o să revenim un pic mai târziu. Da, așa mi-a venit în minte o întrebare. Cât de ușor este unei firme să supraviețuiască în Giurgiu? Cât de atractiv este Giurgiu pentru mediul privat? Adică
știți, toată lumea vrea investitori. A devenit generic. Să vină investitorii cum veneau odată americanii. Să vină investitorii și să creeze locuri de muncă. Da, ăsta este idealul absolut și probabil că se va întâmpla. Însă vă întreb, este Giurgiu pregătit în acest moment să-i primească pe investitori? Mă bucur că a spus problema la modul ăsta, pentru că, din punctul meu de vedere, cel puțin, e o utopie. Așteptarea asta a investitorului strategic care vine și ne salvează de sărăcie și ne ridică pe culmile succesului, să fie cu iertare, dar au trecut 25 de ani în care nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Realitatea este că doar noi suntem în stare să ne ridicăm de aici de unde suntem. Și atunci, cumva, în spiritul ăsta și platforma program, ca să-i spun așa, a Partidului Mișcarea Liberală a fost construită plecând de la acest punct. Vedeți, dumneavoastră, noi am gândit lucrurile pentru orașul Giurgiu, la fel ca pentru familia fiecăruia. De-aia ne-am adresat cetățenilor cu sloganul Giurgiu e casa mea și Giurgiu e familia, giurgiuvenii sunt familia mea, pentru că exact de la acest numitor comun ar trebui plecat în construcție. Atâta vreme cât gândim lucrurile așa, avem posibilitatea să tratăm Giurgiu ca pe casa noastră și atunci să venim să construim lucrurile înțelept, să le așezăm pe niște fundamente care să nu trebuiască să fie demolate la fiecare 4 ani când se schimbă primarul. Și când vorbim despre giurgiuveni ca despre familia noastră, mă gândesc că ar trebui să ne doară un pic sufletul când vedem că sunt giurgiuveni care nu au locuri de muncă, sunt giurgiuveni care trăiesc în niște cartiere improprii, din punctul meu de vedere, pentru 2016, sunt giurgiuveni care sunt nevoiți să facă naveta zilnic. Iertați-mă o paranteză, sunt improprii și pentru 1900. Zile trecute am revăzut filmul Moromeții, credeți-mă, și mă uitam în imaginile din film și vedeam ulițele de acolo și recunosc că mi se păreau un pic mai bune decât ce avem noi în Giurgiu acum. În anumite zone, din păcate, lucrurile sunt mult, mult mai grave de atât. Viziunea asta e foarte importantă pentru că are la bază acest numitor comun care înseamnă familia. Și cum știm, pentru fiecare dintre noi, așa cum v-am spus și eu mai devreme, și eu am un băiețel de 11 ani, pe care îl vreau în Giurgiu. Da, care... și eu vreau ca fetița mea să rămână în Giurgiu. Exact. Și în condițiile în care ne dorim lucrul ăsta, trebuie să facem ceva pentru acești oameni ca ei să poată rămâne în Giurgiu. Rămâne în Giurgiu. Vis-a-vis de zona asta de discuție legată de tineri, chiar l-aș ruga pe Ciprian să aducă puțin subiectul, pentru că asta e o zonă predilectă pentru el și o să revin puțin mai târziu. Domnule Ionițescu. O să completez așa un pic ceea ce a spus și colegul meu. Într-adevăr, a plecat de la o bază foarte, foarte bună. Singuri ne putem ajuta să ne ridicăm. Pentru că dacă nu facem în primul și în primul rând noi ceva pentru noi, nu o să reușim. Ce avem noi aici, în Giurgiu? Avem o cameră de comerț și industrie, care până în momentul de față nu a fost implicată în dezvoltarea economică a județului. Deci, pur și simplu, sunt niște proiecte în derulare, spre aprobare, să fiu mai exact, în parteneriat Camera de Comerț și Industrie cu tot ce înseamnă angajatori și cu forța de muncă. Pur și simplu, problema într-adevăr a angajatorilor, una din ele de fapt, este și necalificarea forței de muncă, adică forța de muncă care încă nu este pregătită pentru anumite activități. În momentul ăsta, prin aceste proiecte, oamenii pot apela la Camera de Comerț și Industrie pentru a intra în acest program, a primi o calificare teoretică, niște cursuri în cadrul Camerei de Comerț și Industrie, iar practic se poate face pregătire la locul de muncă. Și sunt firme în Giurgiu care sunt pregătite să facă chestia asta. Numai că, nu știu, parcă nu se vrea treaba asta, nu știu de ce. Oamenii nu știu. Trebuie într-un fel mediatizată, pentru că încet, încet te poți ridica de la un lucru de genul ăsta. Automat, că
câștigi un salariu, automat ești un pic mai destresat. Mă refer la cetățeanul giurgiuvean. Aici aș vrea să completez eu un pic. Zilele trecute, în timpul campaniei electorale, am vizitat câteva firme din Giurgiu. Cam paranteză, foarte puțini candidați au făcut lucrul ăsta, pentru că mă gândesc că nu au mesaje pentru oamenii ăștia. Și atunci noi am mers către ei, le-am expus punctul nostru de vedere și platforma noastră program. În timpul discuțiilor, una din problemele importante care s-a ridicat a fost problema calificării și identificării forței de muncă. Pentru că, deși pare paradoxal, oamenii ăștia încearcă să angajeze și în condițiile în care ei încearcă să angajeze, pe piața existentă găsesc foarte puțini oameni calificați în anumite meserii specifice, cum ar fi sudorii, lăcătuși, mecanici și așa mai departe. Cu toții știm că sistemul nostru de învățământ este la pământ. Pe de o parte este la pământ și asta știm foarte bine. Pe de altă parte, nu creează specialiști, nu creează oameni care să se descurce într-un domeniu dat. Tocmai despre proiectul ăsta vorbeam puțin mai devreme, Ciprian, despre acest dialog, dacă vreți, între mediul de afaceri local și camerele de comerț, pe de o parte, municipalitatea, pe de altă parte. Lucrurile în viziunea mea sunt relativ simple, pentru că, pe de o parte, mediul de afaceri vine și comunică. Dom'le, am nevoie de atâția salariați pe specializările astea. Tot mediul de afaceri este dispus să vină să contribuie cu o cotă parte din sumele necesare calificării acestor oameni. În mod normal ar trebui să existe o implicare a municipalității pe acest proiect, care să vină să cofinanțeze în parte aceste costuri. Pe de altă parte există Camera de Comerț, care face toate lucrurile astea și pune la dispoziție spațiu și dotări, în așa fel încât acești oameni să poată fi calificați teoretic în clădirea Camerei de Comerț, de exemplu, iar practic direct la locul de muncă pe care ulterior îl va accesa, pentru că ceea ce n-a apucat să prezinte Ciprian mai devreme, acest program vine și identifică un pic necesarul ăsta de personal, după care pune angajatorul în relație directă cu viitorul angajat, în sensul că la terminarea cursului respectiv acest om se va angaja cu siguranță în acea unitate de producție. Și atunci există o interconectare pe toată linia, în așa fel încât omul termină cursul, merge apoi și lucrează direct. Adică nu mă duc la un curs doar să spun că am făcut un curs, plec acasă cu o diplomă, cum știm bine că se întâmplă. Am prieteni, am cunoscuți care au 4-5 diplome. Și cu ce ajută? Important este ca după ce el obține acea diplomă și acea calificare să poată avea acces direct în zona de producție. Să devină productiv direct. Asta vis-a-vis de povestea mediului de afaceri din Giurgiu. Eu am mai susținut și în alte emisiuni la care am fost invitat în perioada asta a campaniei electorale, importanța de a susține mediul de afaceri local. Când spun mediul de afaceri local, mă refer strict la acei oameni care sunt din Giurgiu, sunt giurgiuveni, își dezvoltă micile lor business-uri și care angajează 2, 3, 5, 10 persoane. Dar țineți cont de un aspect. Acești bani care se produc rămân în Giurgiu. Aceste salarii care se acordă de firmele respective rămân în Giurgiu. Ăsta e important, pentru că în general știm cu toții multinaționalele, firmele foarte mari, profiturile le duc într-o cu totul altă parte. Nu rămân aici. Aici rămâne o mică parte din ceea ce înseamnă salarii locale, da. Și cam atât. Dar marile sume de bani se duc în altă parte. De asta eu zic că e foarte important ca viitoarea municipalitate să aibă un dialog foarte, foarte concret cu mediul de afaceri și să identifice toate problemele acestuia în așa fel încât să-l poată ajuta, pe de o parte, să crească, să aducă plus valoare, pe de altă parte, să devină parteneri. Pentru că am spus lucrul ăsta și în emisiunile trecute, nu uitați un lucru. Municipalitatea reprezintă salariații pe care cetățenii îi plătesc din banii lor.
Și aici mai am câteva teorii pe care o să vi le prezint un pic mai târziu. Pe care vă rog să le prezentați după un solo spot. Ne întoarcem și continuăm super discuția de aici din platou. Solo spot și ne întoarcem. Giurgiu este casa mea. Anvelopez toate blogurile. Reduc cu 35% factura pentru locuința ta. Fac din Giurgiu stațiune dunăreană. Dublez locurile de parcare. Noruț Stănișteanu, omul tău la primărie. Continuăm prima parte a emisiunii Audiența cu reprezentanții Partidului Mișcarea Liberală. Vreau să, cu permisiunea dumneavoastră, domnilor invitați, să anunț pe telespectatorii noștri că în partea a doua a emisiunii pot urmări platforma electorală a Partidului Național Liberal. Până atunci vă invit să îi ascultați pe domnul Paul Ciprian Ioanițescu și domnul Marius Ghinea. Continuă cei doi invitați cu platforma Program, platforma pentru Giurgiu. Vă rog, domnule Ioanițescu. Eu pot începe acum cu un singur lucru să vă spun, că de asemenea noi ca și echipă ne-am implicat foarte tare în această campanie, mai ales partea neimplicată politic până în momentul ăsta, pentru că ne-am dorit foarte, foarte tare să aflăm direct de la oameni care sunt problemele din zonele respective. Nu știu, mulți... Ați construit platforma identificând nevoile, adică așa, în teren, mergând și văzând? Da, da, și aceasta a fost una din metodele prin care noi am punctat niște probleme și pe care noi le-am considerat rezolvabile. Deci, exact, avem flutura și împărțiți în campanie, unde sunt acolo specificate exact. Pur și simplu, de asta mulți prieteni au râs de mine în momentul în care au văzut bronzul natural pe care l-am căpătat în această campanie. Asta înseamnă să mergi... Toate echipele. Da, să mergi pe stradă. Stafurile sunt bronzate, așa este. Asta e un bronz de campanie. Un bronz odată la 4 ani. Da, dar cu ocazia asta, într-adevăr, am văzut oamenii cu ce probleme se lovesc fiecare în zona în care locuiește, pentru că sunt diferite. Și sunt lucruri care pot fi rezolvate prin niște proiecte. Noi sperăm foarte mult ca cetățenii municipalității să ne dea credit și să putem duce la bun sfârșit aceste proiecte ale noastre din calitate de conducători ai urbei. Nu se poate, putem face, eu cel puțin pot să fac o singură mențiune, o să ducem cât vom putea la bun sfârșit proiectele astea și chiar dacă nu vom ajunge acolo. Pentru că trebuie înțeles lucrul ăsta, nu trebuie neapărat să conduci ceva și nu trebuie să fii la program de 8 ore să rezolvi ceva, mai ales când lucrezi în slujba cetățeanului. Trebuie să te dedici întru totul. Și până la urmă poate fi văzut ca un voluntariat. Deci trebuie făcut ceva și de la sine, adică să simți că trebuie făcut ceva pentru municipalitate. Ca să îl completez din nou pe colegul meu, mi s-a părut foarte interesant faptul că acea prevedere din platforma noastră referitoare la locurile de casă care se pot da tinerilor căsătoriți pentru a-și construi casă în municipiu, pe lângă faptul că a fost îmbrățișată de presa locală, și vă mulțumesc pe această temă, am citit câteva articole în presa locală și am observat că ideea a fost preluată pozitiv, dar nu numai atât, a fost preluată chiar și în județ. Au apărut comune care au început să dea aceste loturi de teren, probabil că oamenii nu știau sau probabil că nu au fost interesați de lucrul ăsta, dar odată cu prezentarea noastră în cadrul campaniei electorale, oamenii au îmbrățișat-o și au văzut că se poate. Tocmai asta este unul din motivele pentru care am decis să mergem în direcția asta. Foarte puțini tineri. Știți că ANL-urile construite sunt insuficiente pentru necesarul de locuințe pentru tineri. Pe de altă parte, loturile de teren sunt destul de scumpe și, mai mult decât atât, nu există niciun fel de stimul din partea municipalității pentru acești tineri ca ei să rămână local, să-și construiască o casă,
Pentru că odată ce îți construiești o casă, vii și dezvolți și îți construiești probabil și o mică afacere și ușor, ușor rămâi agățat în orașul ăsta fără să mai ai tot timpul perspectiva plecatului în alte, în alte părți. Ăsta este un punct pe care noi l-am atins, zic eu, cu succes. La fel cum un alt punct de succes, real succes, a fost cel referitor la loturile de teren pentru persoanele care vor să muncească aceste loturi de teren. Nu e vorba de a-i pune pe oameni să muncească obligatoriu. E vorba de faptul că sunt persoane în Giurgiu care își doresc să aibă această posibilitate, din păcate nu o au pentru că locuiesc la bloc, pentru că nu au posibilitatea tehnic să obțină un astfel de teren. Și atunci, așa cum am avut ocazia să vedem și în, în alte țări dezvoltate, există zone delimitate cu acces la utilități asigurat de municipalitatea respectivă, zone care sunt amenajate, parcelate, unde oamenii merg, își cultivă legumele, eu știu ce nevoie au pe lângă casă, și pe lângă faptul că obțin o sursă de hrană de acolo, există și celălalt aspect, și anume al petrecerii timpului liber. Persoanele care, care au un astfel de timp liber îmbrățișează ideea. Noi, în timpul campaniei electorale, probabil că ați văzut, avem un număr de campanie la care poate fi apelat candidatul nostru, Noru Stănișteanu. Nu, n-am văzut. Și nu puțin au fost persoanele care au sunat deja să întrebe cum pot face să intre în posesia acestor loturi. Da, parcela mea unde e? Cam așa, exact, nu? Exact, exact. Ceea ce înseamnă că oamenii au fost interesați de această propunere, care din punct de vedere legislativ este posibilă și de ce să nu... Legislativ. Da, da. Legislativ. De ce să nu fie pusă în practică? Dar fizic, dacă ne gândim la... Dacă vă dați seama... suprafața necesară acoperirii tuturor cerințelor? Iată. Sigur că... Fiecare vrea să-și pună o vânătă, o roșie și nu știu dacă... Să... Adică sunt niște promisiuni care responsabilizează. Evident, toate aceste promisiuni sunt evident făcute în limita posibilităților existente. Pe de altă parte, au fost guri care la un moment dat au spus: domne, nu aveți terenul necesar. Pot să vă spun că în urma acestor discuții am avut ambiția să identificăm zonele respective și nu numai că le-am identificat, dar am și descoperit zone despre care nici primăria nu mai știa că le are. Drept dovadă că locuitorii din zonă știu foarte bine la ce mă refer. Sunt zone care arată ca niște jungle acoperite de vegetație de 4 metri, în care realmente ți-e frică să te duci ca bărbat în toiul zilei. Nu mai zic un copil sau o femeie sau un om bătrân. Acele jungle am aflat că aparțin primăriei. Și acum stau și eu și mă întreb, nu era mai simplu să le dai acelor oameni să le lucreze decât să le lași așa? Adică din punct de vedere tehnic, gândiți-vă că dumneavoastră aveți o casă cu o curte imensă pe care nu o puteți munci. Parcă ar fi mai simplu să o dai vecinului să o lucreze decât să lasă să crească buruienile pe ea. Și așa cum v-am spus, astea sunt, sunt câteva exemple referitoare atât la pilonul 1 cât și la pilonul 2, adică și la casă și la familie. Un alt lucru foarte important pe care nu l-am precizat până acum în campania electorală, dar pe care l-am studiat în ultimele zile și l-am aprofundat, rolul consilierilor locali. Trebuie să vă spun și dumneavoastră și telespectatorilor faptul că rolul unui consilier nu este doar acela de a ridica mâna și a încasa o indemnizație. Înseamnă legislativul. Da. Foarte și... multă implicare. Gândiți-vă că acești oameni sunt plătiți din banii publici, sunt trimiși în primărie să îi reprezinte. Ce înseamnă această reprezentativitate? Înseamnă că, în mod normal, acești consilieri ar trebui să se întâlnească cu populația care i-a trimis acolo, cel puțin o dată la 3 luni, să identifice problemele sensibile din fiecare zonă a orașului. Avem 21 de consilieri locali. Dacă împărțim orașul în 21 de zone,
Nu cred că este o zonă foarte mare pe care un consilier local să nu o poată acoperi. Întâlniri consultative cu cetățenii. Absolut adevărat. Întâlniri consultative cu cetățenii, întâlniri în care cetățenii să poată aduce la cunoștința consilierului local problemele punctuale pe care ei le au acolo. Au fost perioade în care anumiți consilieri au încercat astfel de întâlniri și realmente au fost fructoase, iar oamenii care se uită la televizor și își amintesc acele întâlniri pot confirma. Plecând de la această idee, pot să vă spun că am studiat și am observat că în statutul municipiului există articol expres care se referă la acest lucru. Deci este o obligație a consilierului local să facă acest lucru. Vă rog să mă credeți că nu-l fac. Mai mult decât atât. În mod normal, un consilier local ar trebui să aibă un raport anual de activitate. Eu aș fi foarte curios să văd un raport anual de activitate și dacă el există, cu toate că mă îndoiesc, să văd ce cuprinde acel raport de activitate. Cine supervizează acest lucru? Nu știu să vă spun în acest moment, dar bănuiesc că în zona executivului există o persoană care supervizează aceste lucruri. Asta puteți prelua această idee și o puteți investiga puțin mai în amănunt, că mă gândesc că presa are pârghiile necesare. De ce spun că e foarte important ca acest lucru să se întâmple real? Pentru că oamenii au nevoie să fie reprezentați. Așa cum spuneam mai devreme, oamenii nu vin să voteze sau nu ar trebui să voteze un om pe care să nu-l mai vadă 4 ani. Absolut toată lumea, în tot orașul pe unde am umblat în timpul campaniei electorale, oamenii au reclamat același lucru. Îi vedem pe candidați odată la 4 ani. Nimeni nu e interesat de oameni în momentul în care au trecut alegerile locale. Toți s-au săturat de promisiuni. Și eu aș mai licita un pic, ca să fiu și în încheiere, să-l mai las și pe colegul meu un pic să vorbească. Suntem aproape de finalul emisiunii, mai avem doar 3 minute, trebuie să vă concentrați și pe mesajul final. Aș vrea să văd acel primar care apare în fiecare an în fața alegătorilor și depune un jurământ prin care să se oblige să facă ceea ce motivele pentru care a fost pus primar. Să-și ducă la îndeplinire obiectivele pe care și le-a asumat. Să spună ce a făcut, ce n-a făcut și ce o să facă. Pentru că, repet, acel primar este plătit din banii populației. Mesajul meu de final către alegători. Să vină la vot, să aibă curaj, să-și exprime una dintre puterile de care dispun. Să nu mai rămână acasă și să fie nehotărâți. Nu contează culoarea pe care o aleg, asta am promovat-o peste tot ca să nu fim, că toată lumea a spus, da, veniți și promiteți și voi ca alții și... Nu, alegeți pe cine vreți, nu mai alegeți, pentru că stând acasă nu o să rezolvați nimic și problemele nu se rezolvă așa, prin lașitate, că într-un fel e un gest de lașitate, ieși și votează. Că alegerea aia s-ar putea să conteze la un moment dat. Și într-adevăr, cum spunea și colegul meu, consilierii locali nu ar trebui să fie printr-o lege puși să facă ceva, sau adică o lege, o regulă. Trebuie să vină de la tine. Da, deci oamenii ăștia m-au ales, trebuie să mă duc în zona aia, poate nu odată la 3 luni, poate de fiecare dată când este nevoie, mă duc acolo și vorbesc cu oamenii. Îi strâng într-o sală de sport, îi strâng din zona respectivă și discut cu ei. Ce nu s-a rezolvat, ce nu s-a rezolvat în zona dumneavoastră și automat să vin și să pun problemele pe hârtie și în fața Consiliului și a primăriei și a primarului, toată lumea să știe ce are de făcut după aceea. Domnule Ghina, mesajul către alegător, mesajul final? Mesajul meu pentru alegători este să ne dea votul de încredere și eu personal promit că în tot cei 4 ani care vor urma, nu numai că voi fi printre oameni, dar voi prelua toate problemele lor, le voi pune pe masa primarului și voi încerca să rezolv toate aceste lucruri în măsura în care va fi posibil. Domnule Paul Ciprian Ionițescu, domnule Marius Ghina, vă mulțumesc pentru prezența în platou. Doamnelor și domnilor, ați fost față în față cu platforma electorală a Partidului Mișcarea Liberală. Stați cu noi pentru că în partea a doua emisiunii veți fi față în față cu platforma Partidului Național Liberal. Ne întoarcem.
Bună seara, suntem din direct la iluzii prejudecăți perspectivă. Având acești prejudecăți, este ca și cum am privit realitatea prin niște ochelari. A subiectuit alte entități, cu alte instituții, cu alte organizații. Polemicile sunt la ordinea zilei. Ideile clare și de stin, care au proprietatea evidenței raționale. Cred că ea contează și ideea, schimbă și omul, și lumea, și societatea. Linia TV culturală cea mai bună din țară. Asta o spun cu toată convingerea. Florina Drăgulin. În fiecare luni, de la orele 21, întrebări și răspunsuri. În direct, la Audiența. Audiența, numai la TV Giurgiu. De încredere! Câini în Giurgiu, dar nu mai umblă cu covrigi în coadă. Suntem mândri de asta. Eu vă propun să privim Giurgiu și giurgiuvenii cu alți ochi. Giurgiu, înainte de toate. O emisiune moderată de Gelu Brebenel. În fiecare joi, de la ora 19:30. Dacă ești giurgiuvean, pune Giurgiul înainte de toate. Conviețuit, o emisiune despre romi, despre obiceiurile acestora, despre problemele cu care se confruntă această comunitate, numai la TV Giurgiu, în fiecare luni de la orele 17. Urmăriți emisiunea Sport Arena, numai la TV Giurgiu. Doamnelor și domnilor, alături de mine se află doamna Adelina Sârbu, candidat pe lista de consilieri locali a Partidului Național Liberal. Bună seara, doamna Sârbu! Bună seara și bine v-am găsit! Bine ați venit în platoul emisiunii. V-aș ruga, înainte să discutăm despre platforma program, o prezentare a dumneavoastră pentru alegători. Așa cum am spus, mă numesc Adelina Sârbu, sunt profesor la Liceul Teoretic Dorvianu din Giurgiu, din anul 1996. M-am născut și am crescut în orașul Giurgiu, aici m-am format ca om și aici îmi exercit această nobilă meserie de dascăl. M-am hotărât să intru în echipa Partidului Național Liberal și să candidez în calitate de consilier local, pentru că mi-am dorit o schimbare, o schimbare în bine pentru binele copiilor noștri și pentru un viitor mai bun în ceea ce privește urbea giurgiuveană. Mi-a plăcut foarte mult un citat al președintelui Kennedy și de aici am pornit. Nu te întreba ce poate face țara pentru tine, întreabă-te ce poți face tu pentru țară. Și cred că nu a sosit momentul să nu așteptăm să ne rezolve alții problemele, să încercăm să ni le rezolvăm noi. Doamna Sârbu, veniți dintr-un, adică faceți parte dintr-un segment esențial al societății.
vorbind, ați pronunțat puțin mai devreme, viitorul copiilor noștri. Sunteți direct implicată, ca să spun așa, în procesul de educație. Și la Giurgiu știți cum stau lucrurile și aș vrea să ne spuneți câte ceva despre asta și dacă Partidul Național Liberal s-a gândit la acest segment atât de important care ne-a plasat, din păcate, pe ultimul loc, cred, într-un clasament național, nivelul de pregătire. Da, într-adevăr, nu ne mândrim cu rezultatele obținute în ultimii ani la examenul de bacalaureat și nici la simulările de anul acesta. Rezultatele la nivel de țară nu sunt nemaipomenit de bune, dar pentru noi, giurgiuvenii, eu consider că nu ne fac cinste aceste rezultate și ar trebui să venim în sprijinul copiilor noștri și să-i ajutăm mai mult pentru a obține rezultate cât mai bune la evaluarea națională și la examenul de bacalaureat. Știți de ce am adus discuția despre asta? Pentru că, odată, veniți din învățământ și, în al doilea rând, sunt voci care spun, domnule, primăria, municipalitatea nu se poate implica în procesul de învățământ. Acum, v-am întrebat, pentru că ați spus și știu asta din programul Partidului Național Liberal, că v-ați gândit și există pârghii pentru a sprijini cumva acest proces. Nu știu din ce parte, dar vă rog pe dumneavoastră să dezvoltați. Da, într-adevăr, pentru noi echipa Partidului Național Liberal, în frunte cu domnul Florian Nicolae, sunt prioritare, în primul rând, educația și sănătatea, dar și celelalte domenii. Așa cum ne dorim dezvoltarea și reindustrializarea orașului și așa cum ne dorim să oferim condiții cât mai bune pentru copiii noștri în sistemul educativ. La ce ne-am gândit? Proiectele noastre sunt variate și am pornit de la nivelul preșcolar, de la nivelul educației timpurii, prin crearea unor creșe, la acest capitol stăm foarte prost, prin modernizarea grădinițelor și a școlilor, prin înființarea unui internat, avem nevoie de un internat în municipiul Giurgiu, pentru a veni în sprijinul copiilor care provin din mediul rural și care nu își permit să facă naveta sau să locuiască în gazdă. În procesul de învățământ, în programul dumneavoastră, cred că ar trebui să-și găsească un loc și dascălii. Da, bineînțeles că avem în vedere și acest lucru. Ne dorim să promovăm imaginea profesorilor giurgiuveni, care sunt cadre didactice foarte bine pregătite și care au obținut rezultate deosebite la concursurile și olimpiadele școlare. Pentru că, de ce nu, dascălii sunt cei care formează generația tânără, cei care reprezintă viitorul țării. Așa cum ne-am gândit la reintroducerea burselor pentru copii, de ani de zile primăria și Consiliul Local Giurgiu nu au mai acordat burse de performanță, burse de studiu și burse de merit copiilor. Ne dorim să oferim burse sociale copiilor care provin din familii dezorganizate sau cu posibilități financiare modeste. Ne dorim să-i premiem pe dascălii meritoși pentru rezultatele deosebite. Ne dorim, așa cum am mai spus și într-o altă emisiune, realizarea acelui centru de excelență pentru copiii olimpici, înființarea unui centru de meditații pentru a veni în sprijinul elevilor de clasa a 12-a care susțin examenul de bacalaureat. Încurajat, aici la TV Giurgiu am avut mai multe emisiuni la care invitată a fost doamna Alina Meclea, de asemenea candidat pe lista de consilieri și a încercat din răsputere așa să promoveze ideea de voluntariat. De voluntariat pentru că are experiență în domeniu, să spun așa, și atunci
cum resursele sunt cele care sunt. Credeți că sunt pregătiți? Acum știți segmentul ăsta și aici mă refer la cadrele didactice care, da, merită mult, mult mai mult decât primesc. Ar fi dispuși să se implice într-un astfel de voluntariat, să ridice cumva nivelul acestor copii care nu îi putem acuza până la urmă de aceste rezultate, pentru că nu știm problema unde este. Dacă ne gândim la inspectorul general școlar, a afirmat aici că sărăcia este o cauză. Este o cauză. Și atunci, ideea asta de voluntariat, de pregătire, cât credeți că ar, sau în ce măsură ar fi îmbrățișată de cadrele didactice? Eu cred că ar fi îmbrățișată și cred că am găsit colegi care ar dori să lucreze alături de noi ca și voluntari. Pentru că, în primul rând, suntem dascăli și noi avem copii. Și eu cred că ar trebui să venim în sprijinul elevilor noștri și în sprijinul învățământului georgiovean. Pentru a obține rezultate mai bune la examenele naționale, trebuie să ne implicăm mai mult. Și chiar dacă nu suntem plătiți, să facem această muncă, da, așa, în calitate de voluntari, eu cred că se poate. Pentru că dascălii sunt oameni cu suflet mare și noi suntem părinții de la școala copiilor. Eu nu aș face lucrul acesta, așa am făcut-o și la școală. Așa este și noi, părinții, așa îi percepem sau ne gândim că așa ar trebui să fie, ca dascălii să fie părinții de la școală. Alte puncte importante din platforma electorală, doamna Sârbu? Platforma electorală a Partidului Național Liberal a fost elaborată în urma discuțiilor purtate cu cetățeniu, cu mediul de afaceri din municipiul Giurgiu și cu societatea civilă, cu partenerii sociali. De aici am ajuns la concluzia că sunt necesare foarte multe schimbări concrete în municipiul Giurgiu. Schimbări în ceea ce privește educația, așa cum am mai spus, domeniul sanitar, da, reabilitarea industriei, înființarea noi locuri de muncă. Știm că nu, primăria nu poate oferi locuri de muncă, dar poate crea condiții atractive pentru investitori. Putem să atragem investitori. Dorim să înființăm sau să construim locuințe sociale pentru a veni în sprijinul oamenilor care nu își permit să-și cumpere o locuință. Dorim să venim în sprijinul persoanelor în vârstă prin înființarea unui centru de zi unde dânsii să meargă și să-și petreacă timpul liber. Care este condiția omului de vârsta a treia giurgiuvean? Din câte știu, oamenii de vârsta a treia nu o duc foarte bine în municipiul Giurgiu și spun acest lucru și uitându-mă la părinții mei, la socrii mei, la vecinii mei, sunt oameni în vârstă, sunt oameni bolnavi, oameni care nu-și permit să meargă la medic, nu-și permit să-și cumpere medicamente pentru că sunt foarte scumpe. Știm bine că cele compensate nu trebuie să depășească un anumit plafon. Da. Și de multe ori medicamentele sunt tăiate de pe lista de cumpărături. Doamna Adelina Sârbu, vă propun să continuăm discuția noastră după un spot scurt. Ne întoarcem. Avem o echipă bună acum și sperăm să facem treabă bună, să aducem locuri de muncă multe. De ce n-am creat curățenia orașului cu o direcție din subordinea primăriei, unde să poată să fie mai bine gestionată de către primar, să creeze mai multe locuri de muncă? Corectitudine, sinceritate și am încredere eu în domnul Floricel. Este un om cinstit, așa din câte îl cunosc eu, un om drept. Vreau să facem o echipă pentru oraș. Dacă dezvoltăm orașul, înseamnă că am rezolvat un lucru bun. Ne-am întors, doamnelor și domnilor, cu
doamna Adelina Sârbu, candidat pe lista de consilieri locale a Partidului Național Liberal. Continuând discuția noastră, doamna Sârbu, așa, la ce măsuri care să vină în sprijinul economiei locale, economiei ăsteia, vai de mama ei, de la Giurgiu, ce ar mai fi? Am spus că ne dorim să creăm condiții cât mai bune pentru a atrage investitorii. Au fost identificate anumite suprafețe de teren în preajma orașului pe care pot fi amenajate sere și dacă vom reuși să facem acest lucru, automat va lua ființă și o fabrică, să-i spunem așa, sau o mică întreprindere de prelucrare a acestor fructe și legume. O fabrică care va crea noi locuri de muncă pentru giurgiuveni. De conserve. O fabrică de conserve. La ce v-ați mai gândit? La sănătate. La sănătate. Am spus că, din păcate, stăm foarte prost. Cele două domenii prioritare, după părerea mea, sănătatea și educația, pe care nu trebuie să le neglijăm. Sunt extrem de deficitare la Giurgiu. Nu numai la Giurgiu, în întreaga țară, dar la Giurgiu mai cu seamă. Situația este și mai delicată. Ne-am gândit la dezvoltarea unor proiecte de atragere a resurselor umane. Vrem să-i motivăm pe medicii rezidenți să vină în Giurgiu, să le acordăm o locuință de serviciu, să-i încurajăm să rămână în municipiul nostru și să fie alături de pacienții noștri. Ne-am gândit de asemenea la înființarea unui centru care să funcționeze în cadrul primăriei, la care pot apela oamenii care nu-și permit să meargă și să se interneze într-o unitate, eu știu, în spital sau, nu vorbim aici numai de Spitalul Județean Giurgiu, care nu pot ajunge la București să-și facă analizele. Ei pot suna, o ambulanță merge la domiciliu și le acordă asistența necesară. Au nevoie de o injecție sau vor să-și ia tensiunea. Cu un simplu telefon, cu sprijinul unei asistente medicale, aceste probleme pot fi rezolvate. În altă ordine de idei, ce puncte mai aveți în platforma electorală? Ne dorim din suflet să gestionăm problema câinilor fără stăpân. O problemă foarte delicată. Crezi în orașul nostru. Iertați-mă că vă întrerup. Primarul în funcție vine cu niște cifre. Era un adăpost pentru nu știu câți câini. Acum avem un adăpost pentru nu știu câte mii de câini. Pe stradă mai sunt atâția câini. Mie mi se pare din ce în ce mai rău. Cum ați văzut dumneavoastră situația așa în teren? Cred că este scăpată din control, pentru că eu am pățit-o pe pielea mea, am fost mușcată de un câine la mine în cartier și băiețelul meu de asemenea, și 6 săptămâni a trebuit să mă deplasez la București pentru a face vaccinul, pentru că la Spitalul Județean Giurgiu sau la Singureni acest vaccin era antirabic, nu... inexistent. Da. Așa este. Continuați cu și programul. Și nu numai noi am fost cei mușcați. Da. Am și colegi și elevi care au trecut prin această traumă, că eu o consider o traumă. Da, am discutat și cu medicii de la Spitalul Județean Giurgiu, care spuneau că până la urmă este mult mai costisitor să tratezi. Bine, e de preferat să nu luăm în discuție aceste lucruri, să ne gândim la mușcături, așa cum vi s-a întâmplat dumneavoastră și nu numai, sunt din ce în ce mai multe cazuri, dar este, dacă am fi pragmatici, este extrem de costisitor și atunci chiar medicii de la Spitalul Județean Giurgiu au făcut un apel, în repetate rânduri către municipalitate, faceți ceva pentru că așa nu se mai poate și ar fi mult mai ieftin să gestioneze bine problema cu, nu știu, indiferent ce buget comportă acest lucru, ar fi mult mai ieftin decât să tratezi mai, până la urmă se potrivi complicații care nu mai pot fi gestionate. La ce v-ați gândit în legătură cu câinii vagabonți? Noi ne dorim finalizarea recensământului populației canine din municipiul Giurgiu cu ajutorul
organelor abilitate, extinderea capacităților de cazare a adăpostului public Giurgiu pentru a permite capturarea și întreținerea câinilor fără stăpân, încurajarea acțiunilor de voluntariat pentru înființarea unor cabinete care să realizeze sterilizarea câinilor, de asemenea inițiarea unor programe de cazare și de adopție a câinilor fără stăpân. Cred că ar fi mult mai bine dacă le-am găsit acestor animăluțe un stăpân care să iubească și să-i îngrijească. De asemenea, deschiderea unui cont bancar în care persoanele fizice și juridice pot dona bani pentru a veni în sprijinul acestei campanii și extinderea programului de vizită la adăpostul public Giurgiu în vederea încurajării adopțiilor. Alte puncte din platforma electorală a Partidului Național Liberal, doamna Sârbu, la ce v-ați mai gândit? Care sunt problemele pe care le-ați mai identificat și pentru care aveți niște soluții? Ne dorim refacerea și dezvoltarea infrastructurii locale, creșterea eficienței energetice la standarde europene prin acele programe de anvelopare a locuințelor, susținerea energiei verzi și economii la energie termică și electrică, încurajarea investițiilor în construcții pe teritoriul municipiului Giurgiu. Un alt capitol important din programul nostru se referă la conservarea simbolurilor și tradițiilor locale, la încurajarea creativității locale. Ce înseamnă încurajarea creativității locale? Puteți să beți puțină apă și sigur. Este normal, pentru că cel puțin eu asta am spus-o și acum o săptămână, starea mea de sănătate nu e tocmai bună în acest sezon, e vorba de alergii, de probleme respiratorii și așa mai departe. Vă rog să continuați. Așa cum știm, cultura este expresia identității naționale. La Giurgiu, din păcate, bugetul alocat culturii a fost constant redus, foarte redus, aș spune eu, și de aceea ne-am gândit că merită să promovăm cultura și tradițiile locale, pentru că este păcat. Un popor fără tradiții consider că este un popor mort. Noi vrem să promovăm valorile, identitatea și moștenirea culturală lăsată de strămoșii noștri. Ne dorim reparații capitale la clădirea Teatrului de Vară, lăsată în pagină. Da, și pe mine mă doare ce văd acolo. Și mi-aduc aminte de vremea când eram la liceu și mergeam acolo și erau concerte și era un punct de atracție nemaipomenit. Da. Să sperăm că va fi reabilitat. De asemenea, punerea în valoare a zonei podului Bizet. Podul Bizet este singurul pod în curbă din Europa și, din păcate, eu consider că a fost tras pe linia moartă după inaugurarea noului pod de pe canal. Cred că trebuie să-l punem în circuitul istoric, să-l reintroducem în circuitul istoric. Ne dorim realizarea unui amfiteatru în aer liber, în zona cetății lui Mircea cel Bătrân, unde să se organizeze spectacole. Să nu se mai organizeze în centrul orașului. Bineînțeles. Eu cred că cele din centru deranjează. Deranjează, da, creează un disconfort major și știu ce vorbesc. Am vorbit cu locuitorii din centrul orașului care, să ne ierte Dumnezeu, fie ce-o fi, campanie electorală, zilele orașului, oamenii ăia nu au nicio vină. Sunt oameni în vârstă care au nevoie de odihnă, sunt oameni bolnavi, sunt copii. Oameni în toată puterea, care merg la muncă și, da, au, nevoie și au nevoie de odihnă. Exact. Și cred că ar fi mai bine dacă ar fi la cetate, ar fi locul ideal pentru desfășurarea acestor spectacole, sau la Ateneul Nicolae Bălănescu. Nu știu de ce trebuie neapărat în centru, în fața Teatrului Tudor Vian. Sunt atâtea locații. Vă rog. Realizarea unui cinema
în zona tineretului, lângă magazinul Bila, a fost dorința tinerilor giurgiuveni. Noi v-am spus că am elaborat acest program în urma discuțiilor pe care le-am purtat cu cetățenii. Identificarea de oportunități pentru funcționalitatea galeriei de artă, galerie aflată în centrul municipiului Giurgiu și care, din păcate, stă mai mult închisă. Și e păcat, trebuie să o punem în valoare. Și punerea în valoare a casei memoriale Tudor Vian. Da, drumurile, doamna Sârbu, drumurile noastre toate de la Giurgiu. Drumurile noastre toate ni le dorim asfaltate, nu peticite, nu plombate, pentru că suntem un oraș european, nu? La ce v-ați gândit când vine vorba de turism? Ar fi păcat să nu profităm de zona în care este amplasat orașul Giurgiu. Este port la Dunăre. Ne aflăm aproape de rezervația naturală Comana, de rezervația Camadinu, care nu este pusă în valoare. Din câte ați văzut, la sfârșit de săptămână, foarte mulți bucureșteni vin pe cheiul Dunării să-și petreacă timpul liber. Din păcate, nu prea avem ce să le oferim. Și cred că de aceea trebuie să investim cât mai mult în turism. Trebuie să amenajăm portul. Și nu numai portul. Putem să creăm plaje pentru tineri. Trebuie să reabilităm muzeele care se află în preajma, în apropierea municipiului Giurgiu, și aș menționa aici Muzeul Sătesc de la Frătești, Muzeul Dacia, Muzeul Școlar. Putem realiza un traseu turistic. Nu știu, putem organiza un fel de pelerinaje, nu? Da, au ce vedea dacă ne îngrijim puțin de cum arată orașul ăsta și iată... Avem cetatea lui Mircea, avem monumentul eroilor francezi. Colegii din regie îmi spun că mai avem doar un minut la dispoziție, minut în care vă rog să adresați un mesaj alegătorilor. Îi invit pe giurgiuveni să iasă la vot pe 5 iunie, să fie alături de noi. Suntem o echipă tânără, o echipă care pune accent pe corectitudine, pe integritate, pe profesionalism, care pune suflet și dăruire pentru giurgiuveni. Mulțumesc, doamna Sârbu, doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră electorală din această seară. Nu ratați emisiunea de joi, e timpul să vorbim. Până joi, rămâneți cu TV Giurgiu. Noapte bună!